Război în Ucraina sâmbătă, 09 aprilie 2022, ora 23:30. Viorela Marin, Hot News, ro. În Buha, localitate devenită simbol al atrocităților de război comise în Ucraina, trupele rusești au ucis inclusiv un politician și om de afaceri ucrainean cunoscut pentru simpatiile sale proruse. Presa ucraineană a relatat că Alexander Ershavski, fost deputat și candidat la președinția Ucrainei, cu puternice convingeri pro-Moscova, ar fi fost ucis în propria locuință de soldații ruși, după ce ar fi refuzat să le ofere alcool. Alexander Ershavski, Instagram, Alexander Ershavski. Alexander Ershavski ar fi fost ucis de trupele ruse care au ocupat timp de o lună localitatea Buha de lângă Kiev pe 27 martie. Informația a fost anunțată de mai multe publicații ucrainene, precum ziarul Factii, Comentarii și site-ul Refugees News. Jurnaliștii ucraineni au scris că, după ce trupele ruse au intrat în Buha, o parte s-au instalat pe vasta proprietate a lui Ershavski din oraș. El ar fi devenit la un moment dat indignat de comportamentul soldaților ruși și, pentru că ar fi refuzat să le toarne vodcă, aceștia l-au împușcat pe loc, în propria casă, în fața familiei. Însă o postare pe pagina de Facebook a lui Alexander Ershavski, semnată de două dintre fiicele sale, contestă versiunea relatată de presa ucraineană. Ele spun că tatăl lor a avut, la fel ca orice ucrainean, o completă reevaluare a valorilor de când a început acest război. Da, nu a putut crede că va începe un război pe scară largă. Dar cine și-ar fi imaginat acest coșmar? Fiicele lui Ershavski neagă că soldații ruși și-ar fi făcut vreo tabără în casa lui, unde, de altfel, a adăpostit și alți localnici care au fost apoi evacuați din Buha, și povestesc că rușii au dat buzna de două ori peste ei în casă, prima dată confiscând telefoane și mâncare. A doua oară au cerut o sticlă de vin, au primit asta, însă nu voiau doar alcool, ci și sânge. Membrii familiei au fost amenințați cu arma, iar Ershavski a fost apoi împușcat mortal. Ershavski considera isterie informațiile privind iminența unui atac al Rusiei în Ucraina. Alexander Ershavski a fost deputat în Rada Supremă de la Kiev între 1998 și 2002, fiind ales într-o circumscripție din regiunea Donețcă. Apoi a candidat în două rânduri la alegerile prezidențiale, în 1999 și 2004, în programul său electoral el promițând să facă ordine în Ucraina cu exact aceleași metode folosite de Vladimir Putin în Rusia. Nu și-a ascuns niciodată simpatiile proruse și a contestat vehement scenariul unei invazii militare ruse în Ucraina. La mijlocul lunii februarie, cu doar câteva zile înainte de declanșarea războiului, Ershavski vorbea inclusiv de umanitatea rușilor. Cum de Federația Rusă nu s-a purtat precum fasciștii în Crimea anexată, ei? Îi întreba el pe cei critici la adresa Rusiei.